Bună ziua, astăzi 30 octombrie 2021, suntem aici la Eporaș. Am făcut curățenie. Ce cuști am făcut astăzi? Sâmbătă trecută am făcut celelalte de dincolo, cum ați văzut în filmări. Puteți vedea, a șternut curat, paie, aici e neamță, încărică bună, aici o femeluță de californian. Din babaș cu neamțul. Aici mascul la secuiesc. Are doi mascul cu femeile secuiesc. Curăț așa, aici găinile mai scurt, mă fac mizerie. Aici mascul de grifier. Și lui curățenie. Aici o masculaș din mascul bronz cu femeie bronz, foarte promițător. Undeva la 6,5 kg din martie, final. Ce femeia de bronz. Aici o femeie din babaș cu neamțul. E și gestantă. Undeva la 2 săptămâni cu masculul tot de blaga. Sora i-a puiat ieri, cum ați văzut în videoclip. Aici iarăși o femeluță, soră cu masculul acela cel v-am prezentat adineori, din femelă bronz cu mascul bronz. Și am făcut curățenie, a fost înțepată, vedeți, în bot și a revenit. Și undeva la 6,3 kg, 400 kg. Din martie, din mascul bronz, femelă bronz. Mi-a fumat țucșau, cred că bună, apa am cu selevit, aici am curățat cușca asta, e goală, am băgat niște femele, vom vedea că vor rămâne gestante, cu acesta duc eu fânul și paiele. Aici are și o femelă promițătoare, din nemți, 100%, foarte sălbatică. Cuștile astea de jos sunt goale, curățate. Am pus o travă la șobolani. Aici mai avem 3 femeluțe de secuiesc. Sunt de la Dănuț și iepurii de la Frumușeni. Dănuț Rus. Astea l-am mai lăsat, au fost un pic mai mici, pe mamă, să se facă. Aici are o femelă din nemți, californiană. Aici una are din babaș cu neamț, e gestantă. Ce mai e? Ce faci? Intrat în călduri, are ciclu. Cum a face un an, noiembrie? Sau în decembrie, nu mai știu exact. Maia. Și Filip, după găină. Ce v-a stat? Fugi după găină? Da. Îi dai apă la găină? Am tăiat astăzi cocoșul, că era foarte agresiv. Apa cu vitamine, selevitul. Aici avem 2 cloști, ciudat. Imediat noiembrie. Femelă de neu, mascul de neu. Femelă de uriaș alb.
Alte de uriaș albastre foarte frumoase, la 6 kg. Jumate. Aici am pus nylon. Cu dorm găinile. Am mai completat cu paie la toți astăzi. Da, tati. Tancul la 9,850 kg. Scol de blaga, Mihai. În care e căbune, mifumat ușau, amestec, porumb cocean, lucernă, așternut de paie, apa cu selevit, baba, e ok, cei 5 puișori, în cărică la discreție, mifumat ușau, lucernă, morcov, porumb cocean, curs în pui înăuntru, fica ei, și aici sunt ok, 6 bucăți. E din neamță. 1,300 kg. Rechi de 21. O cărică bună și ea, uitați. Și păstârnac și morcov. Mifumat ușau. Amestec de granule. Aici am ascolul de griferi de la Virgil Manole. Ascolul cadou la Nicolae Popălcean. Neamțul lui Cristi și cu nebuna lui Nicu. Îi mulțumesc pentru el. Fata lui, această femelă din Babaș cu neamțul. Și pe ea ați văzut-o în videoclipuri, montată. Cea mai bună femelă mea pe blană. Undeva la 8,900 kg. Foarte lungă, urechi de 21. Late frumoase, lungă. Blană foarte bună. Și am o cărică foarte bună. Aici e sora ei, de alt tată. Tată mascul stors, la 7,800 kg, ea e din martie. Foarte frumoasă așa pe urechi. Ureche foarte lată și groasă. Cărică bună. Aici o mascul așa arăși din frate cu tancu. Din femeia cea gestantă din Babaș cu neamțul. Și cu tată mascul bronț. Străbunicul pe linia tatălui 97,5 kg. În Germania, iar pe linia mamei străbunicul 96,5 puncte, foarte bun. Aici un mascul din mascul stors cu femelă din linia mea, și al foarte promițător. Ureche foarte frumoasă, blană bună. Tancu. Aici un mascul din femelă bronz cu mascul stors. Genetică pe ambele linii pe străbunic, din ambele părți, campion european. Foarte promițător și el. Papa bun și el, și drop de sare am mai eu. Foarte blând și el. Foarte lat urechi, uitați, peste 10. Blană foarte bună.
Încercăm să-i facem așa o poză din lateral, mă, nu vreau nici cum. Mafiotule. Și Georgiana. Astăzi m-am făcut o bucurie, a desfăcut ușa. A fost cu holșuruburi, acum am băgat cu ei mai groase, l-am înduit. A ieșit afară. Aici un pic, a scurmat, a mai curățat un pic. Eu vă doresc o zi plăcută la toată lumea. Ce care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar. La revedere!